Domnul să fie lăudat. Amin. Dragi frați și surori și prieteni, dacă sunteți, mă bucur foarte mult să revin în Oradea și mai ales să revin la Maranata, un loc drag, un loc în care am avut foarte multe amintiri frumoase și experiențe frumoase. Ați renovat clădirea, e foarte frumoasă. Mă gândesc că ați ales aceste întâlniri de miercuri seara ca să renovăm și pe interior și să ne noim zi de zi ca să semănăm tot mai mult cu Cel care este dragul sufletului nostru și acesta este Iisus Hristos Domnul. Fiți binecuvântați de Domnul. Într-adevăr, sunt impresionat plăcut pentru că într-o miercuri, mijlocul săptămânii, ați ales să veniți la rugăciune și chiar să vă rugați, să cântați și cei care au avut și au asemenea dorințe și idei și provocări, Dumnezeu să-i răsplătească și să-i binecuvânteze. Spun asta pentru că nu sunt foarte deși genul ăsta de oameni. Trăim o vreme complicată, foarte complicată, dar știm că deasupra tuturor este Dumnezeu și bunătatea Lui. Vreau să citesc un text din Biblie pe care cred că îl știți și în mod special aș vrea să merg înspre o temă neplăcută, dar destul de prezentă în viețile noastre. Și vreau în această seară ca Dumnezeu să ne vorbească, cum a zis și fratele păstor, și Dumnezeu mai ales să se atingă de inimile noastre și să aducă vindecare. Amin. Exod, capitolul 15, finalul acestui capitol, respectiv versetul 22, pagina 76, Exod, capitolul 15, începând cu versetul 22. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustiul Șur și după 3 zile de mers în pustiu, n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, adică Amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis, dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici. Și-au tăbărât acolo lângă apă. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Așa cum vă spuneam, anticipam într-un fel, folosindu-mă de această imagine cu Mara, cu apele acestea amare, care de fapt aduc în discuție amărăciunea. Și asta este tema care am spus grea, despre care cu ajutorul Domnului aș vrea să aduc câteva gânduri și învățături și mai ales, cum am spus, aș vrea finalitatea acestei teme să se lase cu o vindecare de orice fel de amărăciune. Chiar dacă amărăciunea are doar lăstari, Biblia spune să nu da de amărăciunea lăstari, chiar dacă e în fază incipientă, amărăciunea asta este o stare foarte greu de suportat, dar destul de comună în viețile noastre. M-am uitat în dicționar și ea este cumva de genul feminin, amărăciunea, și am zis cumva se duce foarte des această stare de amărăciune spre zona surorilor, a mamelor, a soțiilor. Și sigur că ca slujitori al lui Dumnezeu întâlnim frecvent mame care poartă în sufletele lor foarte multă amărăciune. Întâlnim soții care au în sufletele lor amărăciune, care sunt în praguri de divorț sau relația pe care o au nu prea e așa cum trebuie și atunci se instalează amărăciunea. Trebuie să recunoaștem asta. Și cu ajutorul Bibliei, dar și a vieții noastre de zi cu zi, despre care știm foarte bine, pentru că noi înșine o experimentăm, vom traversa câteva zone și vom vedea sursele amărăciunii și cât de greu este să fii acolo în stările acestea, până unde poate să meargă amărăciunea. Și Apostolul Pavel a mers în Efeseni și a scris bisericii la un moment dat, spunând să nu întristați pe Duhul Sfânt prin care ați fost pecetuliți, și prima pe listă care poate aduce întristare Duhului Sfânt este amărăciunea. Apostolul Pavel chiar spunând un cuvânt acolo, orice amărăciune, și mai este o listă acolo, să piară, să dispară din mijlocul vostru. Cam asta îmi doresc și eu în seara asta, din inima mea și a voastră, orice formă de amărăciune să dispară și în locul ei să vină vindecarea. Ați auzit, Domnul a promis Israelului că eu sunt Domnul care te vindecă. Asta e numele lui Dumnezeu, Jehova Rafa. Eu sunt Domnul care te vindecă. Și m-am bucurat că am auzit despre miracole aici fizice, dar să știți că poți să ai un trup perfect sănătos și să fii bolnav în interior. Sunt oameni care arată foarte bine pe din afară, dar în lăuntru au foarte multă amărăciune și durere. Cel care cercetează se declanșează închinarea și cântarea. Glorie Domnului în veci! Numai că nu poți să rămâi acolo, trebuie mereu să pleci de acolo. Și poporul parcă nu vrea să plece. Dragii mei, sunt momente în viață în care am vrea să nu se mai încheie niciodată momentele alea. Vedem că-s copiii bine, că ne împăcăm cu nevasta. Nu de mult cineva mi-a zis, am mai zis într-o predică, că dacă ați auzit-o mai repet o dată acum, faza aia, când a venit cineva la mine și tot având o predică de evangelizare cu multe exemple din Evanghelie în care Iisus a eliberat oameni, a vindecat, a ajutat, a iertat, în care este, am expus durerea care o produce păcatele în viețile noastre, a venit la masă unde eram și frate Gabi, aș vrea să vă spun și un lucru fain. Am zis, zil! Să știi că eu duc și vreau să vă întreb dacă e bine. Zice, eu sunt într-un moment în viață în care toate lucrurile merg perfect. Am zis, mă bucur că în general eu trăiesc invers, am zis. Oamenii vin și îmi spun altceva. Și toate trăiesc perfect. Mă înțeleg extraordinar cu nevasta, Dumnezeu ne-a dat o soție fantastică, ne-a arătat-o, am zis, de slavă lui Dumnezeu, avem, nu știu, 2 sau 3 copilași, lucrăm într-o țară din Europa, Dumnezeu ne-a binecuvântat, zice, deși astea nu contează, a fost foarte atent, și cu lucruri materiale, câștigăm într-o zi câteodată suma asta, nu vă spun ca să nu vă deprimați, că dumneavoastră nu reușiți, cred. Și imediat o să faceți calcule dacă zilnic câștigă suma asta, cât câștigă pe lună, că ăștia suntem noi românii, suntem experți în calcule, deși nimănui dintre noi nu ne place matematica sau majoritatea, totuși când vrem să le facem calcule la patron, și la pastor câteodată, sunteți experți în calcule și așa mai departe, deci cumva iubim matematica, nu? O iubim, pentru că dacă ne plac calcule, avem o aplicare înspre ele, le calculăm metri pătrați, cât și-o mai luat, câte mașini, când o luat-o, când o lăsat-o, cât o vândut-o, cât e prețul, cât o dat pe ea, cât o adaus. Deci suntem virusați aproape de calcule. Și de-aia nu vă spun suma, merg mai departe, zice, sunt zile când atâta câștig într-o zi. Și zice, ascultându-mă seara asta, m-am gândit că dacă nu sunt în regulă. Am zis, eu știu în regulă. Și ce să fac? Am zis, de slavă lui Dumnezeu. Că și în Egipt au fost 7 ani de belșug. După 7 ani, am zis, nu vreau să te sperii. După 7 ani de belșug, au venit 7 ani de sărăcie. Și vacile alea grase, ziceai, bă, astea-s grase, sănătoase, bă, pe astea nu le clintește nici buldozerul din loc. Dar în vis, Iosif a văzut că alea slabe, pricăjite, numai coste și și-o făcut. O mâncat pe alea grasă. Așa că sunt perioade în viață foarte bune. Nu este nimic în neregulă, am zis. Laudă-L pe Dumnezeu pentru nevastă, pentru prunci. Bucură-te de ei că-s mărunți. Când vor crește mari, s-ar putea să nu mai îmi spui același lucru care mi-l spui azi, când i-a spus și tata și mama, e bine cât timp poți să acoperi copiii cu pătură. Noi am râs atunci, da? Păi bine că am fiecare cu pătura lui. Dar zice, când cresc mari, deja apar problemele mari. Sar de aici, că o să revin mai târziu, și i-am zis, în regulă, dă slavă lui Dumnezeu și bucură-te să te ajute Dumnezeu să ai mulți ani tot așa bine. Și ce să mai fac? Am zis, să ai grijă, nu cumva, în binele ăsta, să uiți de Dumnezeu. Că aici este un risc. Pe care și omul lui Dumnezeu a zis, Doamne, nu-mi da mult, că există riscul să te pierzi, să se uiți de tine. Este o perioadă în țara noastră de câțiva ani, trec peste pandemia asta, că nu mai vreau să o pomenesc, în care cu toții am început să o ducem din ce în ce mai bine. Și asta s-a întâmplat că din punct de vedere spiritual am început să dăm înapoi. Am început să uităm de Dumnezeu, de rugăciune și de multe alte lucruri. Și atunci Dumnezeu a venit să scuture un pic planetuța asta noastră, ne-a scuturat un pic viețile noastre, să ne aducem aminte că trebuie să ne uităm în sus, că întotdeauna izbăvirea vine de sus. Binecuvântat să fie numele Domnului. Suntem aici în seara asta și poporul evreu zice, aș vrea să ținem ceasul pe loc, să ținem timpul ăsta în loc, să Marea Roșie, cântare, bucurie, timpane, Maria cântă, bărbații cântă, liderii cântă, toată lumea cântă. N-am putea opri viața asta odată în loc? Costache Anida are să și cântă asta, are o poezie care se numește Am căutat iubirea și la un moment dat există o frază în poezia asta care spune am vrut să-i spun odată clipei. Poate că eu am spus. Poate că și voi ați spus. Cred că și eu am spus. Am vrut să-i spun odată clipei, rămâi, ești prea frumoasă. Sunt bucăți în viață în care vrea să zici și rămâi. De aceea în spatele nostru, de multe ori, în mintea noastră, cu legătură perioadele faine din trecut, e multă nostalgie și ne mai întâlnim așa, bă, ce fain era atunci când eram noi, mă. Când eram copii, ce frumos, copilăria, viața, bucăți din viață, care ele au existat. Nu le mai putem aduce înapoi, dar au fost, bine că au fost. Dar viața trebuie să meargă mai departe. Și au zis, Moise, hei, trebuie să mergem mai departe, nu putem rămâne aici. Pentru că noi am ieșit din Egipt, avem un drum și trebuie să ajungem în Canaan. Și pe drumul ăsta înspre Canaan trece prin tot felul de experiențe și nici măcar n-au bănuit că după Marea Roșie, după ieșirea din Egipt, fantastic, Dumnezeu s-a judecat prin 10 urgii cu egiptenii, au trăit minuni fantastice pentru că Gosen a fost un spațiu pe care Dumnezeu l-a protejat, a urmat Marea Roșie în care apele stăteau ca un zid și cred că cum toți sunteți curioși și românii foarte curioși că toți au mers să pună mâna pe zidul ăla de apă și bă, m-am udat, dar n-au venit. Fantastic! După aia cântarea, bucuria, veselia și zici, bă, mai departe ce va fi? Ei, după toată povestea asta foarte frumoasă, a urmat la 3 zile distanță de mers în pustiu, Mara. Un moment în care, după toată bucuria și gustul duhovnicesc și pur și simplu a gustat o apă și era amară și erau loviți atât de tare de sete, încât în ei toată bucuria și tot ce a fost până atunci s-au dat peste cap și a apărut amărăciunea. Din amărăciune reacționez întotdeauna critic. Oamenii care au amărăciune în suflet întotdeauna găsesc vinovat, se întorc în stânga și în dreapta, așa au făcut și ei și pe cine să te plângi când vin niște momente, înspre cei care conduc. Dacă e vorba de bărbatul tău, dacă e vorba de nevastă, dacă e vorba de șef, dacă e vorba în biserică de pastori, de ce? E greu în biserică. De ce? Nu-i greu. Cineva e vinovat pentru asta. Cineva are o problemă pentru că noi am ajuns aici la Mara și nu-i mai cum a fost alaltăieri. Dragii mei, vă rog, vă spun în numele lui Iisus Hristos, care știți că ați venit și am venit cu toții din Egiptul ăsta blestemat și Dumnezeu ne-a mântuit. Când Dumnezeu i-a scos pe evrei, la fiecare urgie i-a spus lui Moise o frază din duminica trecută, acum 2 săptămâni am predicat în biserică și fraza asta trebuie să o învețe pe de rost Moise, Aron, evrei și trebuia să o învețe și Faraon. Bă, dar nu te aștepți la Faraon să o învețe el când trebuie să o înveți tu. Eu zis, du-te, spune lui Faraon, eu sunt Dumnezeul evreilor și vreau să-ți spun, lasă poporul meu să plece. Evreii trebuia să înțeleagă 2 lucruri fantastice. Odată că Dumnezeu s-a asociat cu evreii și s-a identificat cu ei și a zis, eu sunt Dumnezeul evreilor. La Maranata în această seară vreau să auzi, Dumnezeu este Dumnezeul tău, ține minte asta. Asta este căpătâi. Asta trebuie să-ți intre în cap și mie și vouă, uităm de multe ori. Dumnezeu se asociază cu mine și cu tine, noi știm cum este viața, știm cum umblăm, știm cum gândim, știm pe unde ne mai uităm, știm de slabi suntem, știm cât de repede se lipește lumea de noi, așa erau și ei și totuși Dumnezeu spune și se laudă cumva, spune așa să audă Faraon. Și evrei auzeau, când auzea evrei trebuia să le crească inima, așa să explodeze. Eu sunt Dumnezeul evreilor odată, să spunem toată adunarea glorie Domnului. După aia nu numai că se identifică cu evrei, îi leagă de el și spune, lasă poporul meu. Adică dumneavoastră, chiar dacă sunteți în timp ce vă întâlniți cu Mara, sau sunteți într-un timp de bucurie, trebuie să știți că noi suntem poporul lui Dumnezeu, că aparținem lui Dumnezeu și că Dumnezeu este Dumnezeul nostru, aleluia. și să-i spui așa lui Faraon. Și asta s-a repetat ori de câte ori au mers la Faraon Moise. Lasă poporul meu să plece și ce să facă? Spuneți toată biserica, să-mi slujească. Știți de ce v-am adus aici? Cu ideea asta. Pentru că de foarte multe ori noi am crezut că Dumnezeu ne scoate în Egipt numai să cântăm, numai să trăim minuni, numai asta. Dumnezeu nu ne-a scos din Egipt să o ducem mai bine sau mai prost. Dumnezeu ne-a scos din Egipt ca să slujim gloriei Lui și slavei Lui. Aleluia! Dumnezeu ne-a scos din Egipt pentru slujire. Atât, în rest sunt detalii. Într-o zi așa, într-o zi invers, viața e complexă, dar ideea principală care a vrut să o audă și Faraon, dar că trebuie să învețe și Moise, și Aron, și evrei. Vă scot din Egipt ca să-mi slujiți mie. Știți ce s-a întâmplat? Nu am învățat niciodată treaba asta. O generație întreagă s-o certa cu Dumnezeu continuu. De ce ne-ai scos din Egipt? Ca să-mi slujiți. Nu asta e important. Ne-ai scos din Egipt să murim de foame? Ne-ai scos din Egipt să murim de sete? Ne-ai scos din Egipt să ne îmbolnăvim? Sunteți aici în seara asta, frați și surori. Eu știu cine trece prin minte, dar cel care a venit să ne taie calea este Duhul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne schimbăm, noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea. De ce v-am scos din Egipt? Păi ne-a scos din Egipt ca să nu avem sarmale, ne-a scos din Egipt ca să nu avem castraveți. Păi acolo erau castraveți, erau acolo. Mergeți înapoi în Egipt, vrem înapoi în Egipt. Aici nu sunt cimitire, în Egipt sunt cimitire, aici nu este asta. Acolo erau. Dumnezeu n-a promis nimic. Dumnezeu a promis, vă scot din Egipt ca să-mi slujiți, dar eu o să am grijă de voi. O să vă dau apă, o să vă dau mană, o să vă dau carne, o să vă dau de toate. Eu o să îngrijesc de voi. Dar ideea principală că voi ieșiți ca să-mi slujiți. Noi nu ne pocăim ca să ducem mai bine sau mai prost material. Noi ne pocăim ca să fim iertați de păcate și să slujim Dumnezeului celui viu. Aleluia! Și Pavel spune bisericii din Tesalonic, vreau să vă laud, vreau să vă apreciez, sunt atât de plin de bucurie pentru voi, zice, pentru că de la idolii de șerți v-ați întors la Dumnezeu cel viu ca să îl slujiți pe El. Asta e toată povestea pocăinței. De la idol, de la lume, să slujim pe Dumnezeu. Îmi pare rău că prin adunare este atât de multă frustrare degeaba, pentru că Dumnezeu nu a promis nimic. El ne-a promis împărăția, suferință, prigoană, dar în toată povestea asta slujim și îl glorificăm pe Dumnezeu și Dumnezeu este cu noi, suntem poporul Lui, suntem turna pășunii Lui și El este Dumnezeul nostru și noi mărșăluim înainte până în ziua când îl vom vedea în gloria Lui și El ne va fi binevoitor. Să spunem toată adunarea glorie Domnului. Dacă Duhul Sfânt va reuși în seara asta și îl vom lăsa să ne schimbe mentalul ăsta, s-ar putea multe cârtiri din viața dumneavoastră și a mea să plece în seara asta pe ușa afară, să nu mai vină în veci. Eu sunt aici să-L slujesc pe Dumnezeu. Eu sunt aici să-L glorific pe Dumnezeu. Eu sunt aici să-L mulțumesc pe Dumnezeu. Pentru numai așa au putut Iob să spune, bă, Domnul da, Domnul luat. Dar în toată povestea asta, ideea este alta. Eu trebuie să-L slujesc pe Dumnezeu. Când eu zic, femeie, ești normală la cap. Și plasă-mă pe Dumnezeu, sunt mort. Tu vezi că Dumnezeu e împotriva ta, nu e împotriva mea. Pentru că Dumnezeu ne-o da și lucrurile bune, Dumnezeu îngădui și astea reale. În toate astea, noi trebuie să ținem linia, să-L slujim pe Dumnezeu și mă adun cu greutate și spun, în toate numele Lui să fie lăudat. Pentru că asta e menirea noastră. Asta va fi menirea noastră eternă. Când vom ajunge în cer, vom sluji veșnic și etern pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ducem slujirea până la capăt. Și spuneți toată adunarea, amin. Amin. Așa că poporul este și nu înțelege încă ce le-a spus acolo în Egipt și când se întâlnesc cu criza de la Mara, au o problemă delicată și vor să primească răspunsuri. Amărăciunea este greu de dus. Apa e frumoasă, dar când o guști e amară, așa e și lumea asta. La prima vedere zice, am nimerit-o în rai, dar o să vezi la un moment dacă raiul ăla nu-i rai, că asta e marea înșelăciune a diavolului, că tot timpul ne duce pe munți înalți să ne arate lucruri grozave și spunem, acum cea mai tare zi din viața mea, cea mai tare zi din viața ta s-ar putea să trănească, să se transforme în cea mai dureroasă zi din viața ta. Dacă se transformă, să nu uiți că în durere, precum și în vârf de munte, cel care întinde mâna înspre tine să te ajute este Dumnezeu. Amin. Sursele amărăciunii. E grea tema asta. Pentru că atunci când vorbesc de sursele prin care amărăciunea vine în viața noastră, trebuie să vin foarte aproape de sufletul tău. Și trebuie să vin foarte aproape de sufletul meu. Căci atunci când întâlnim soții cu amărăciune în suflet, trebuie să spun că canalul prin care vine amărăciunea în viața acestei femei este bărbatul ei. Soțul. Soțul care nu știe să vorbească. Soțul care știe să vorbească ca să rănească. Am devenit experți în a ști să vorbim. Am devenit experți și facem dezvoltare personală, nu ca să ne pocăim, ca să știm cum să atacăm pe celălalt. Îmi pare rău să spun asta. Dar uneori și tratatele astea de psihologie, chiar creștine fiind ele, de multe ori nu duc la smerenie, de multe ori duc la o dorință foarte puternică de a ne exprima în orice conjunctură punctul de vedere, indiferent ce consecințe are. Ori să știți că ăștia care se considerați de multe ori așa niște oameni care nu-mi place cuvântul ăsta și evit să-l spun, pentru că ei sunt mai tăcuți așa, nu-și dau întotdeauna cu părerea, nu-și pun întotdeauna replica, că cineva îmi spunea, zice el, vezi Gabi pe asta? Zice, eu-s mai închis așa și tot mai tac și nu reacționez. Ăsta are un tupeu, zice, îi plesnește pe toți în față și știi ceva? Toți îl respectă. Și acum eu ce trebuia să fac? Bă, fii și tu, tupeist, fii și tu, dă replică, spune ce ai de spus. Și s-a transformat în ultima vreme ca spune în față cuiva, asta înseamnă că oamenii încep să te respecte. Dacă oamenii te respectă pentru că se tem că tu reacționezi și bă, nu mă bag cu ăla, ăla îți dă câteva vorbe și el respect. Dacă respectul ți l-ai câștigat până a spune oamenilor în față lucruri și a repezi, ți-l dau dumitare respectul ăla. Vreau cineva, dacă tot mă respectă pe pământul ăsta, să mă respectă pentru ceea ce sunt ca și caracter și nu pentru obrăznicie și nu pentru duritate și nu de frică. Că dacă o nevastă îl respectă pe bărbat de frică și nu de dragul lui și din cauza înțelepciunii lui, dă-mi voie să spun că respectul ăla nu mi-aș dori niciodată să-l experimentez. Dragii mei, noi nu trebuie să ne respectăm nici păstorul, nici pe Dumnezeu de frică, că ne trăsnește, că ne repezește, că ne scutură. Noi trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu pentru că-L iubim și pentru că El este Dumnezeul nostru și tu trebuie să-ți respecti soțul pentru că e soțul tău și soția ta și trebuie să respecti păstorul pentru că e păstorul sufletului tău și liderul pentru că e liderul tău și pe toți Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze cu mult respect, să spunem toată adunarea, amin. Foarte multă amărăciune vine în viețile noastre prin oameni apropiați nouă. Foarte multe soții sunt rănite de soții lor. Nu suntem la nuntă, dar suntem la biserică. Apoi sunt bărbați care sunt umiliți de multe ori și sunt și poartă în suflet amărăciune pentru că doamnele, respectiv soțiile, nu îi respectă. Și amărăciunea vine prin persoanele astea. Greu de dus asta. Nu are rost să ne ascundem după colți, după clădiri, cum spun de multe ori, să arătăm fețe că suntem bucuroși, că suntem cu Dumnezeu. Chiar dacă e așa, să știți că vin probele. Nu rămânem mereu traversând Marea Roșie în miracol. Nu e viața numai o cântare, numai o strălucire, numai o închinare. După ce trecem printr-o minune a unei seri binecuvântate, când ieșim afară, suntem cu bărbatul lângă noi. Soțiile, sunt cu soția lângă mine, sunt cu prunci, sunt cu grupa mea apropiată. Dacă pe acolo nu vine binecuvântarea, toată Marea Roșie și toată închinarea de acolo se pierde, cam în 15 minute. Și amărăciunea se instalează și spunem, cum a venit și diavolul ăsta? Diavolul vine pe unde i-a făcut loc. El nu poate să vină dacă nu-i loc. El are nevoie ca să se manifeste de un trup. El are nevoie de un trup, că altfel nu poate să vină. Are nevoie de o minte care să gândească. Și are nevoie de o gură care să vorbească. Nu tot dați vina pe diavolul că umblă pe afară printre mașini. El are nevoie de persoane. El este într-o mașină, el este într-o persoană, el este într-o minte, el este undeva și el se manifestă prin cineva. Dar întotdeauna noi nu trebuie să-i dăm loc și să-l poftim afară și să chemăm Duhul lui Dumnezeu în viețile noastre. Amărăciunea vine prin persoanele de lângă noi. Atenție mare! Atenție foarte mare! Cineva trebuie să ne vindece în seara asta. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu mai insist aici, deși ar trebui, dar aș vrea să vă spun că amărăciunea vine prin copii de multe ori. Băi, e fain în biserică și ne rugăm, sunt persoane care spun, n-am mai vrea să plec în biserică, când mă duc acasă îmi vine el și ea, fata și băiatul, și îmi strică toată viața în 15 minute. Când vine și străznește 3 vorbe, toată cântarea ta din biserică și tot miracolul care ai trăit zilele astea se pierde. Asta e viața, dar trebuie să mergem înainte. Trebuie să mergem înainte, trebuie să credeți că cel care se poate atinge și de copiii noștri și ai voștri este Dumnezeu prin puterea Lui și Dumnezeu este prezent aici în adunare. Trebuie să vă spun că persoanele astea, detaliul ăsta trebuia să spun la început, dar merge acum foarte bine, trebuie să spun detaliul ăsta de persoanele care produc amărăciune. Să știți că cei care produc amărăciune, indiferent cine sunt ei, ăștia au încă o caracteristică în acțiunile lor. N-au nici un pic de milă, ține minte asta. N-au nici un pic de milă. Citiți Exod la început, nu vă mai dau detaliu acum, dar vă dau un exemplu foarte clar din Genesa. Când Faraon și egiptenii s-au pus împotriva poporului evreu și zbă, ăștia se dezvoltă, devin puternici, zice, i-au supus la niște munci atât de grele, insuportabile, le-au luat prunci și i-au aruncat băieți în mare, care cu prinde pe stradă, decret în mare cu el în Nil, și s-au comportat, spune acolo, ci în toate acțiunile lor n-aveau nici un pic de milă. Nu vreau să răsucesc cuțitul în inimă, dar persoanele care mi-au produs mie amărăciune n-au avut niciodată milă. Nici de copiii mei, nimic. Băi, pasură, băi, plânge nevastă și copiii. Nu există! Jos! Jos! Nu contează! Pentru că asta este starea unui om care produce amărăciune. N-are niciun pic de milă. Vă promiteam ceva din Genesa, că oricum știți tabloul ăsta, e vorba de invidia care era în inima lor față de Iosif, fratele lor, și vine Iosif trimis de taică-său ca să aducă vești de la ei. Știți povestea, îl văd, Genesa 37, îl văd, vine visătorul de vise, veniți să-l omorâm, să-l asa, este un dialog acolo, versetul 24 din 37, Genesa spune, l-au luat și i-au luat haina, versetul 23, cea pesteță care o avea, i-au luat-o și după aia l-au luat și l-au aruncat în groapă. L-a aruncat într-o groapă, groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Și zici, bă, l-a aruncat în groapă, sunt momente de dezechilibru, zici o vorbă. Bă, dar știi unde vezi duritatea și lipsa de milă în versetul următor. Spuneți, în timp ce el e în groapă, ce-au făcut ei? Citiți toată adunarea. Bă, ei și-au scos sandwich-urile, și-au scos pizza, și-au scos brânza, și-au scos roșiile, au întins, care el le-a adus, au scos pâine, au scos cuțitul, ăsta în groapă, noroc că nu era apă și ei, bă, ei au întins masa lângă groapă, bă. Pentru că atunci când cineva te aruncă în groapă și vrea să scape de tine și nu-i mai pasă de tine, să știi că nu există niciun pic de milă. Dar noi în consilier zicem, bă, dar măcar pentru prunci ăștia, bă, să ai milă. Nu mai are milă. Pleacă, lasă copii, nevastă se duce. Pentru că atunci când se blochează inima cuiva, până acolo merg. Și asta odată în raport cu Iosif și zici, bă, l-au urât pe Iosif, l-au invidiat, mai simt invidii, mai simt, bă, asta e viața, trecem peste ăștia. Dureros să pui masa în timp ce unul e în groapă. Dureros să scoți pâinea cu slănină că suntem în România, în timp ce nevasta plânge în cameră și tu să mănânci, să te culci, să sfoarăi. Dureros cineva în biserică să poată dormi nopțile când cineva e în groapă și-i prăbușit și tu l-ai aruncat în groapă. De aceea zice Biblia, să n-apună mânia, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu treacă o zi, rezolvați! Duhul lui Dumnezeu se prezentă aici în seara asta. Este o temă grea, dar trebuie să facem față, că trăim într-o lume în care pur și simplu săgețile care provoacă amărăciune, aproape că nu mai poți să te ferești, din toate părțile vin. Acel care poate stinge orice arzătoare este un scut și asta este Iisus Hristos, protecția noastră. Iisus apere orice inimă, orice nevastă, orice bărbat, orice tată, orice mamă și orice copil, lăudat să fie Domnul. Și zic, bă, între frasă mai poate. Am mai văzut destui frați care este o... Scrie și Biblia că se vor da la moarte unul pe altul, dar zici, băi, există o sensibilitate aici între tata, părinți și copii. Și când îl vând, știți povestea, și iau haina, tai animalul, o moaie în sânge, fac o piesă de teatru, o duc lui taică să o pun în față și zice, nu cumva e haina lui băiatul tău? Versetul 32 din 37. Au trimis tatălui lor haina, cea pestriță, punând să-i spună, iată ce am găsit, vezi, dar dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut și a zis, este haina fiului meu. Și atunci își mână regia, care ei o construit. O intrat și taică-s-o în regia aceeași, că era simplu de intrat. Zice, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da! Iosif a fost făcut bucăți. Nu uitați ce urmează din momentul ăsta. Nu, acum dacă ai milă în tine, nu trebuie să fii pocăit, nu trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt, nu trebuie să vorbești în limbi, nu trebuie să ai experiențe duhovnicească, nu trebuie să fi citit Biblia de la un cap la altul, trebuie să fii câteodată om, pur și simplu. Când îl vezi pe taică-tocă și rupe hainele și a pus un sac pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său, și să poți să îți dai seama că el zice în versetul 35, partea a doua, plângând mă voi coborî la fiul meu în locuința morților, și plângea astfel pe fiul său. Să-l vezi pe taică-tău că face asta, că e distrus și spune, nu o să fiu distrus o săptămână, așa o să mor în durere și în amărăciune, o să mă duc în mormânt, în groapă, amărât. Și tu să n-ai niciun pic de milă să spui, tată, oprește-te că Iosif trăiește. Căci dacă ești om, câteodată încurajezi oamenii și spui, o să fie bine, tu n-ai resurse. Și noi câteodată ca pastori nu știm ce să le spunem la oameni care sunt îndurerați, dar mergem lângă ei și zici, o să fie bine, suntem lângă tine, îi îmbrățișăm, îi pupăm, îi încurajăm. Dar să ai soluție, să o știi clar și să ții pe cineva chinuit o viață întreagă până moare în durere, păi ce inimă poți să ai? Ce inimă poți să ai? Când taică-tu, îl auzi pe taică-tu, îl auzi pe frate, îl auzi pe cineva în biserică, o să mor în întristare, tu ai soluția să le eliberezi din întristare și să stai așa pentru tot restul, 10 de ani de aici încolo. Pentru că oamenii care produc amărăciune n-au niciun pic de milă. Singurul care poate să atingă de asemenea inimă să o schimbă este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Ani de zile l-au văzut pe taică-său, eu albi capul din necaz. Am văzut părinți, copii atât de dramatic se comportă cu ei, atât spă contrasens, încât o îmbolnăvit-o pe maică să i lovită, are inimă, a făcut un infart, 2, 3, el tot rebel. Să nu credeți niciodată că pilda fiului risitor doar e așa o chestie de har nemăsurat și de frumusețe. Pentru că atunci când tata spune, fiul meu a fost mort, dumneavoastră nu credeți că un tată, a că un fiu este mort, că doarme liniștit noapte, de-aia e până la poartă și pe drumuri. Pentru că nu a avut nicio noapte liniștită, nu a avut. Și fiul ăsta meu a fost mort, de-aia mă bucur atâta astăzi. A fost pierdut. Când cine e mort și pierdut, dar nu poți să-ți veselești. Ești plin de durere. Tata ăsta era sfârșit de durere și cineva avea soluție să ia durerea și nu i-a luat-o. Nici 1 an, nici 2, nici 3, nici 5, nici 10. Să nu mă întrebați cât poate să-ți producă cineva amărăciune. Nu vreau să măsor bucăți de viață în care oamenii au trăit legați și amărâți, pentru că cineva i-a putut elibera și nu a făcut asta. Dacă ești aici în seara asta și ești câteodată vinovat de rănile cuiva, te rog în această seară să ți duci înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, dă-mi o inimă nouă, dă-mi o minte nouă, mă întorc acasă, îi fac o bucurie lui tata și zic, tată, Iosif trăiește! Iosif va sta în pușcărie, vor trece niște ani, analiștii spun că 20 de ani au trecut de aici și până s-au întâlnit, pentru că într-o zi totuși ezitant să vină copiii ăștia să spună, după episodul cu Beniamin, când îl las și pe ăsta, trebuie să-l dăm, că nu ne mai dă grâu. Bă, copiii ăsta ne-au mai rămas o mângâiere, ne-o las și asta. Și atunci au reacționat, arătând amărăciunea atâția ani. Și într-o zi a venit vestea și a zis, tată, Iosif, fiul tău trăiește. Un tată care și-a ratat aproape 20 de ani, a trăit înșelat de proprii lui copii. Vă rog să nu țineți pe oameni legați, vă rog să nu stați în amărăciune, nu aveți nevoie de o altă veste, eu vă aduc vestea astăzi, nu numai că Iosif era soluția pentru vindecarea lui tata, astăzi avem pe cineva mult mai mare decât Iosif, care nu poate, care și el a fost aruncat în groapă, și el a fost omorât, și el a fost scuipat, el se prezentă în adunarea Maranata în această seară. Iisus Hristos este viu, Iisus Hristos trăiește, Iisus Hristos este vindecătorul, în rănile Lui există vindecare, în numele Lui există eliberare, în numele Lui există viață, viața ta se poate schimba, te rog, nu mai merge o zi mai departe, pentru că Iisus Hristos este să-ți ia amărăciunea aici în seara asta. Să spunem din toată inima, glorie Domnului. Nu știu pe unde vine amărăciunea, prin copiii tăi, prin soțul tău, prin soția ta, prin părinții tăi, că sunt copii care ei suferă amărăciune din cauza părinților. Există și durerea asta care am întâlnit-o pe traseu. Și au fost atât de multe persoane, fete și băieți, 13-14 ani, și le întrebam și vara asta când am fost pe stadion: pentru ce vrei să mă rog pentru tine când am văzut atât de fragilă? Și țin minte, prin zona Arad, o adolescentă a zis: vă rog să vă rugați pentru tata și mama să se împace. Și a căzut jos tiprăns. M-am zis, la 14 ani merit copila asta, când trebuie să viseze, când trebuie să-și construiască viața, ea a venit pe stadion să ne ceară, să ne rugăm, să scape de amărăciunea produsă de taică-sul și cu maică-sa care nu se înțelegeau acasă. Ați produs copiilor voștri amărăciune prin faptul că nu vă înțelegeți ca și părinți? Dacă da, Iisus Hristos este aici prezent în seara asta. Că am văzut părinți care se băteau efectiv cu vorbe, ca să nu zic mai mult, că suntem aici filmați, în timp ce copiilor se uitau unul la altul. Am văzut și zilele astea, se uitau copiii speriați când el era gata să zucrume într-un loc. Și m-am uitat cu nevastă, am zis: Doamne ferește, nu m-am uitat la ei, m-am uitat la copii, m-am uitat la copii. Bă, ce zic copiilor? Și fata au fugit la mama să o ape de taică-s-o. În România e plină de asemenea imagini. Și din păcate imagini de astea și prin adunările noastre, unde acasă nu-i ce în biserică. Nu-i mereu Marea Roșie, nu-i mereu cântare. Dincolo de ele apare la sculte zile mara. Și trebuie să învingem mara, trebuie să transformăm mara, trebuie să dispară mara, trebuie să dispară amărăciunea și să vină apa dulce. Haleluia! Trebuie să vă mai spun ceva. Deși am atins pe parcurs, să știți că de multe ori amărăciunea vine de la frații și surori din biserică. De aceea și Apostolul Pavel a spus asta: noi nu suntem o biserică instituționalizată cu ziduri și cu niște... Noi credem că biserica e formată din oameni și vă rog să spuneți amin, și că Biserica Maranata este o comunitate ca și toate bisericile locale în care suntem așezați ca un trup și acolo trebuie să funcționăm unii cu ceilalți. Dar nu suntem puși să ne amărâm. Și Pavel a spus: aveți grijă și de slujitorii voștri să nu-și facă slujba. Ziceți dumneavoastră cum să-și o facă. Păi știți, suspinând, ați văzut copiii suspinând. Păi, dar poți să slujești așa, da. Poți să ajungi în punctul ăsta, exact. Dar pentru ce să ajungeți? Pentru că cineva îți produce amărăciune continuu. Oricât e sfidează, orică aruncă vorbe. De aceea e bine miercurea asta seara, pentru că Domnul ne poate vindeca aici. Nu e normal să fie așa. Nu e normal să fie atâta suferință printre noi. Nu e normal să fie atâta tensiune pentru noi. Nu e normal eu să aud frecvență, rămân șocat câteodată. Zice: frate Gabi, m-am săturat. Un coleg slujitor care a fost aici mai tânăr decât mine, nu vă mai dau detalii, sunt convins că a fost aici la voi, mi-a zis: frate Gabi, atâta m-am săturat de, zice, m-am și îmbolnăvit, am probleme și cu aia. Am zis: bă, tu vorbești că ești tânăr, mă, mai tânăr decât mine, cel puțin, dar are 10 ani în spatele meu. Și am zis: tu vorbești și nu mai poți, și mai duc mandatul ăsta și plec. S-ar putea să fie o vreme când amărăciunile tot cresc, încât să nu mai vrea nimeni să slujească, nu să dispară chestia asta, că tot să îngrămădesc în față. S-ar putea să nu se mai îngrămădească nimeni, să rămânem neslujiți, să nu mai vrea oamenii. Dar de ce să sufăr eu? De ce să mă îmbolnăvesc? De ce să ajung în spital? Și de ce rămânem? Pentru că Dumnezeu ne-a scos în Egipt, din Egipt să-L slujim. Și indiferent de costuri, spun mereu: mă duc până la capăt. Dar câteodată nu-i ușor. Și nu-i normal amărăciunile să vină de aici. Că vin din toate părțile, e clar, dar nu-i normal să vină de lângă tine. De lângă tine e normal să vină încurajarea, să vină binecuvântarea, să spunem din toată inima: lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul. Aș vrea să faceți și voi, Biserica Maranata, treaba asta. Poate o faceți, nu știu, dar am fost în America, în câteva biserici de americani mai conservatoare. Când am fost în turneu cu Speranța, cu colindele, atunci ne-au primit, că în general ei nu pot ajunge foarte repede la dumnealor, dar cu colinde și cu asta și în engleză am reușit să fim în câteva biserici conservatoare de americani. Și după ce am slujit acolo și am predicat și am cântat, vreau să vă spun că din sutele de persoane care au fost în seara aia acolo, să știți că nu a fost nici una, cred că, din toate sutele, să nu ne aștepte, să ne încurajeze, să ne binecuvânteze la ieșire. Cred că am stat 40 de minute, nu să dăm noi mâna cu oamenii. Oamenii au stat să dea mâna cu noi. Pentru că să știți că este nevoie să facem treaba asta. Acest lucru se mai întâmplă și în bisericile baptiste. Aș vrea noi, și noi penticostali, că tot avem 100 de ani de existență, dincolo de foarte multe lucruri care nu vreau să deschid acum, așa, vreau să fim oameni vii, care să eliminăm dintre noi orice formă de amărăciune și să aducem încurajarea, mângâierea, atunci când slujitorii vin să predici, să cânte, să sară sus în prezența Duhului Sfânt, Duhul Sfânt să fie peste el și dumneavoastră să fiți atinși de puterea lui Dumnezeu. Ia să spunem toată adunarea, amin. Orice amărăciune să piară din mijlocul nostru în această seară. Pentru că amărăciunea este o formă din tristarea Duhului Sfânt. Și cum credeți că l-am întristat pe Duhul Sfânt că n-am strigat amin și aleluia? Bă, nu știu ce să zic, poate ai strigat în tine. Dar pot să spun clar că dacă amărăciunea este în inima noastră și dacă provocăm amărăciune cuiva, Duhul Sfânt este întristat. Aș vrea să știți asta. Aș vrea să nu vorbiți în limbi, doar de dragul de a vorbi, să ne bucurăm în timp ce amărăciunea este în noi. Aș vrea Dumnezeu să ne vindece inima și Dumnezeu să aducă libertatea ca Duhul lui Dumnezeu să se manifeste în viețile noastre. Din toată inima, glorie Domnului! Un alt punct foarte important prin care vine amărăciunea în viața noastră este din propriile și din cauza propriilor noastre alegeri, care le-am făcut proaste. Trebuie să stăm în fața lor. Trebuie să stăm în fața alegerilor greșite care le-am făcut. Și asta ne-a adus amărăciune, pentru că n-am ținut cont de principiile lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de dorința lui Dumnezeu și de multe altele. Și ne-am aventurat și am ales. În foarte multe zone ale vieții noastre se regăsesc alegeri greșite. Și alegerile alea greșite sunt sursa de amărăciune pentru noi. Cine m-a pus? Vă auziți, nu? De ce nu m-am gândit mai bine? Când m-am însurat, când m-am măritat, când m-am mutat din biserică, când am stat acolo, când m-am dus dincolo, când am cerut asta, când n-am făcut asta. Viața noastră este plină zilnic de decizii. Deciziile astea pot să aducă liniște, pace sau amărăciune. De ce am vorbit, de ce n-am tăcut? Aici este cheia. Tot dăm vina pe Moise, de ce-i mara? Nu știu. Dar poate să nu fie mara ta. Cineva poate schimba. Dar tot timpul vrem să găsim vinovați. Uite, vreau să vă indic un vinovat și vreau să am curaj în seara asta. Să vă spun că dumneavoastră și cu mine suntem proprii vinovați pentru foarte multe episoade de amărăciune din viețile noastre. În primul punct am zis de ceilalți. Dar acum trebuie să fim decenți. Și să nu lăsăm pe diavolul să tot inventeze niște scuze din cauza lor, că din nou era ăla. Hai să venim și în punctul ăsta în care Duhul Domnului vorbește prin prorocul Ieremia, în capitolul 2, din cartea care îi poartă numele, și sigur știți foarte bine versetul ăsta, numai că în contextul ăsta îl aducem diferit. Versetul 19 din capitolul 2, Ieremia. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta, și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea, deși vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Și să spunem toată adunarea, amin. Tu singur, eu singur. Chiar dacă în limbajul nostru de foarte multe ori nu vorbim cum e scris în versetul ăsta. Vorbim, Dumnezeu a făcut asta, nu știu cine a îngăduit asta, Dumnezeu l-a lăsat, aia lanț. Vă aduc un limbaj de genul ăsta, deși e o persoană pe care tot o iubim, dar când iubești pe cineva nu înseamnă că îi treci cu vederea greșelile și felul cum vorbește, că aici noi avem o mare problemă. Și îi iubim pe copii și ei pot să vorbească de prostire. Iubim pe cutare și lasă-vă că i-a ajutat Dumnezeu să schimbe. Eu zic cineva, zice, ăla umbla pe acolo, dar și el o lăsa să meargă să facă slujbă, că da ce s-a pocăit cântând la chitară. Și la chitară nu te poți pocăi cântând, te poți pocăi atunci când cineva îți schimbă mintea și acesta este cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să spuneți amin. Și Duhul Sfânt te ajută să te debarasești de tot ce-i lumesc. Și apoi cu chitară sau fără poți să fii pocăit. Spuneți împreună cu mine, amin. Toleranța asta din partea chiar a slujitorilor bisericilor de multe ori, este foarte periculoasă și deformează în mare parte pe cei care nu mai înțeleg nimic din toată treaba asta. Bă, dacă tu nu ții cont de Dumnezeu, trebuie să știi că te pedepsești. Trebuie să spunem asta. Și amarul ăla nu poți să scapi de el decât printr-un act de pocăință. Dar limbajul ăsta, așa amestecat, te poate duce într-o zonă care spui, bă, are dreptate femeia asta. Hai să vedem pe femeia asta, pe care vă spun, o respectați și noi, dar unde o greșit, trebuie să spunem, nu e bine. Rut, capitolul 1, versetul 19. Se întoarce împreună cu Naomi, împreună cu Rut, la ea înapoi acasă și iată să ascultăm cuvântul ăsta. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Bethlehem și când au intrat în Bethlehem, toată cetatea s-a pus în mișcare pentru că știau și de plecare și de dramele dintre timp. Toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi este aceasta? Probabil că s-o fi schimbat și la față pentru că amărăciunea are efecte și asupra exteriorului. Ea i-a zis, stop, aici este un lucru bun. I-a zis, stop, nu mai îmi ziceți Naomi sau plăcută. Dragii mei, te rog să lași versetul. Nu are rost să jucăm piese în biserică. De acord cu mine? N-are rost. Sunteți un frate grozav. Bă, stai un pic, că nu-s grozav. Sunteți cel mai de treabă, sunteți o soră minunată. Stai un pic, liniștește, că nu-s chiar așa de minunată. Poți să vii la mâine după masă la 3 să vezi când mă enervează cineva că nu-ți chiar așa de minunat. Aveți curajul să fiți sinceri? Trebuie să cultivăm sinceritate. Doamne ajută-ne pe toți. Nu vă lăsați, pentru că oamenii sunt și de ăștia de treabă care tot timpul te vopsesc. Și eu câțiva, deci cu aia care mă vopsesc cu pensula, nu că n-au dreptate într-o anumită parte. Dar n-am făcut nimic. Știți? Frate, Gabi, tu ești cel mai bun. Bă, Gabi... Câteodată simt că mă enervez de chestia asta. Bă, atâta te laud, atâta te ridică, bă, dar eu simt odată că nu-i drept, în totalitate, că nu-s așa. Și apoi și riscant cineva să te gâdele în tăl, că s-ar putea să râzi fără să trebuiască să râzi. Când te gâdele cineva în tăl, nu-ți vine a râde, dar din cauza gâdălitului sau gâdălatului, cum se spune, începi să râzi, dar tu n-ai niciun motiv să râzi. Asta sunt niște oameni care tot timpul te scarpină și te ridică în slăv, tu nu te schimbi niciodată, tu nu ești o persoană reală și trăiești așa amestecat în niște lumi. O apreciez enorm pe Naomi, când o ridica în slăv, o zic stop! Nu mai îmi ziceți plăcută. Vreau să spun care-i numele meu. Acum, între timp, ne-am schimbat numele. Zice, ziceți-mi Mara, amărăciune. Și aici este un adevăr pe care și-l asumă și-l recunoaște. Ceea ce aș vrea să se întâmple în seara asta, în minutele care urmează, Duhul Sfânt să cerceteze adunarea și care aveți nevoie să fiți eliberate și eliberați de amărăciune, Iisus Hristos este aici prezent. Care vreți să rămâneți cu eticheta de mai demult, că sunteți puteți să rămâneți, dar nu-i real. Nu, acum o apreciez pe Naomi, dar aici există o parte care eu cel puțin ca predicator nu mi-o mai asum, că ar fi adevărată și biblică. Și aici trebuie Naomi să se pocăiască. Căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Fals. Ea însă și va recunoaște, rămâne principiul, tu singur te pedepsești cu alegerile tale și îți faci rău și vei vedea cât e de amar e aici, pentru că iată ce spune ea singură în următorul verset, care este o parte explicată versetul 21. La plecare, foarte ciudat, eram, spuneți toată biserica. Și eu întreb, dar de ce n-ai rămas în belșug? Ce te-o mâncat în tăl să pleci? Dacă era în sărăcie, în năcaz, în criză, cum era altădată Isaac și Avram și zice, bă, plecăm în Egipt la bogăție, dar zice, eu când am plecat am fost în belșug. Și atunci întreb, Dumnezeu a fost vinovat că tu ai plecat cu bărbatul și cu băieții tăi în belșug, când a fost totul bine, te-ai dus, când era mai bine, ai luat-o afară din biserică, te-ai dus, nu mai intră în biserică, că mă sunt în belșug, toate sunt în regulă. Ei, o plecat și plecarea asta a fost fatală, că și-a pierdut bărbatul și băieții. Și-a ajuns pur și simplu ruinată, pentru că deciziile proaste pe care le facem aduc în viețile noastre amărăciune. Și vă rog să nu dăm vina pe Dumnezeu, pentru că atunci când ești bine în biserică și ieși afară din biserică, nu Dumnezeu te-a trimis ca să vină apoi ruinat și cu miros de porci în hainele tale. Dumnezeu te primește, dar plecarea ți aparține, e a ta. De unde a plecat fiul risipitor? Din sărăcie? Nu, o plecat din belșug. O plecat din belșug, cu belșug, s-a întors înapoi sărac, lipit pământului, amărât, fără să mai aibă pretenții, să se mai numească fiu ca și ea. Nu mai ești plăcută, nu mai ești Naomi. Însă amărăciune, spuneți-mi așa, numai că mi s-a întâmplat asta din cauza că cel atotputernic mi-a luat tot și m-a lăsat. Nu, tu ți-ai luat singur tot. Pentru că tu singur te pedepsești cu răutatea ta și cu răutatea mea și cu deciziile mele și vei ști și vei vedea cât este de amar să părăsești pe Domnul Dumnezeul oștirilor și să n-ai nicio frică de El. Așa că rog toată biserica, toate fetele și băieții de aici, că atunci când venim cu mâinile goale înapoi, Dumnezeu ne primește, să spunem toată adunarea amin. Dar Dumnezeu nu a vrut ca tu să fii cu mâinile goale. Dumnezeu a vrut să te bucuri de mâinile pline. Că dacă tot ținem o evanghelie în care doar latura asta, Dumnezeu te primește, Dumnezeu te iartă și doar dimensiunea iertării o proiectăm, să știți că băieții și fetele noastre din biserică s-ar putea la un moment dat să spună: bă, dacă Dumnezeu ne primește, merem să-ți dăm o tură. Dai o tură, dacă îmi vin apoi, nu mai vii cum ai plecat. Punct! Pleci întotdeauna în belșug și vei întotdeauna amărăciune. Pleci, fata aia plăcută, frumoasă, strălucitoare și vin apoi încât se întreabă toți: bă, ea e Alina, să nu nimeresc pe cineva aici. Ea e cu tare sau nu e ea? Pentru că răvășirea pe care o lasă păcatul în viețile noastre uneori este masivă, în viața mea și a voastră. Atunci când plecăm din belșug, plecăm cumva strălucitor. Când ne întoarcem, nu mai suntem așa, dar măcar să avem bunul simț, să nu faci din plecări, că unii fac din plecări adevărate lucruri de eroi și vin până biserică și noi părândăm pe aici: uite-mă ce am făcut, câte blestemăți am făcut, uite-mă că am făcut, am fost întelop, uite-mă până unde m-ai dus. Sigur că poți să spui asta ca să arăți dimensiunile Harului Dumnezeu, dar câteodată sună lauda asta. Vedem tatuajul grozav, bă, ce bărbat. Chiar și tatuajul ăsta e un semn care puteai să fii fără el. Deci vreau să predic o evanghelie corectă în seara asta. Amărăciunile vin în viețile noastre, în propriile noastre alegeri. Eu sunt predicatorul, martor aici, că am adus nenumărate amărăciuni în viața mea pentru că am ales prost. Și Dumnezeu n-a avut nicio intervenție acolo, nu m-a pedepsit, nu m-a îngăduit, mi-a dat voința de când m-am născut. Nu sunt perioade așa când Dumnezeu ne dă voința și după aia nu e. Că unii așa predică în biserică: o îngăduit Dumnezeu, până atunci nu a îngăduit. Amu, te-a îngăduit, Dumnezeu te-a îngăduit de când ai fost. Dar a fost o perioadă când ai ascultat de El și Dumnezeu te-a binecuvântat, spuneți toată adunarea amin, și a fost o perioadă când ai zis: nu mai ascult de Dumnezeu și ai plecat. Dar nu Dumnezeu are o perioadă când te lasă și una când nu te lasă. Asta e alegerea ta în funcție de cât sunt lipit de Dumnezeu, în funcție de cât am comunicarea și relația personală cu Dumnezeu. Rămân în belșug, rămân în biserică, vă rog să spuneți amin, mă rog, cânt-ți bucuros și fericit. Dar dacă o bucată de viață m-am săturat de asta sau vreau să probez altceva și o iau în lume, vei pleca în lume. Dar nu înseamnă că Dumnezeu, că aud mărturii și m-a îngăduit Dumnezeu o vreme să umblu aiurea. Dumnezeu nu te îngăduie niciodată să umbli aiurea. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, să rămâi în turma Lui și să rămâi cu Domnul până la capăt. Vreți să spunem toată adunarea glorie Domnului? Dar faptul că gustăm amarul înseamnă că noi am ales prost. Ia să ne mai uităm și în Noul Testament ca să nu avem o problemă și mă apropii să închei. Matei 26, versetul 75. Versetul 74, pune 74 ca să... Atunci el a început să se blesteme și să jure, zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. După ce a luat decizia asta care ați auzit aici. Versetul 75. Îi devine Hristos pentru asta? Îi devine Dumnezeu pentru lepădarea asta de 3 ori? Mai ales 7 ore în urmă a fost o prorocie până Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că se va întâmpla spre dimineață. Nu putea el să evite, ba da. Dar voința e la tine. Dumnezeu ne avertizează duminică de duminică, miercuri de miercuri. Voința e la noi. După ce și în biserică uităm și mergem, cine știe pe unde și facem cine știe ce prostii. Vreau să spun în seara asta: Dumnezeu este bun. Dar noi toți aflăm și știm cât e de amar. Și Petru și-a adus aminte de vorba care o spusese Iisus: înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns mânios toată biserica. Mara este rezultatul alegerilor noastre. De foarte multe ori. Dar spun, și cântăreții să-și pregătească în mintea lor o cântare, spun în seara asta: Doamne, ce faci cu mara asta? Cum o rezolvi? Nu vreau să spiritualizez nimic în seara asta, pentru că ați văzut, am adus textul în viața noastră și în viața Scripturilor cu exemple clare și vreau să vă spun că întotdeauna soluția pentru vindecarea amărăciunii este uneori foarte aproape de noi și nici măcar nu o vedem și de multe ori ni se pare banală. Ăsta-i Dumnezeu. Moise o mers și o striga către Dumnezeu, că întotdeauna izbăvirea vine, nu că vreau penticostalii să iubească, hai să iubim rugăciunea, să fim diferiți. Că nu există altă variantă, frați și surori. Nu există altă variantă, dar voi știți altă variantă când e criza în față, când suntem prăbușiți? Păi știți, fiul risipitor, dar nu și-o construit de acolo, de la Roșcove, de acolo, care nu le avea, nu și-o construit acolo pile și relații. O să mă duc la tata și am să-i zic, deci rugăciunea, aș scria rugăciunea pe caiet. Am să-i zic, tată, am păcătuit. Toate soluțiile vin în urma rugăciunii. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Nu fugiți de rugăciune, că n-aveți unde fugi. Că dacă vă spun o soluție undeva să fugiți, și eu nu mă rog, eu citești Biblia. Că citești Biblia, te-ai și întors după 5 minute de Biblie la rugăciune. Nu există altă variantă. Oricât predicator or veni modern și o spune, bă, se poate așa, se poate așa, poți să iei orice decizie, poți să mergi unde vrei, că revin la ultimul punct, poți să te însori cu cine vrei, am auzit de mult. Bă, numai să fii cununat. Fals! Absolut fals! O unitate între un bărbat și o femeie se realizează numai în Hristos și de Hristos. Punct! În rest, vorbim de tovarăși, de oameni puși la oaltă de asta. Nu există nimic. Căsătoria este instituția lui Dumnezeu, este Hristos în ea, El o apără, El o realizează și să spunem toată adunarea, aleluia! Că le bagi în cap la prunci ăștia care oricum iau tot felul de virus băgați pe-n creier. Și le spui, bă, te poți mărita și cu ăla, și cu aia, și cu ăla, și cu ăla. I-ai distrus în totalitate. Eu vreau să vă spun, căsătoriți-vă cu cel pe care vi-l aduce Domnul și este în Domnul și este pocăit și vidrag și vidragă. Să spunem, dar toate astea se întâmplă în Hristos, să spunem amin. Dacă nu vrei să plângi o viață cu amar. Că sunt care o viață o plâns cu amar. Prostia asta că nu a fost atunci pe fază, că o mai are ori cu cine, are bani, neam bun, scuzați-mă de catastrofe, de mentalități omenești. Noi suntem aici să ne scuturăm de mentalitățile omenești și să chemăm Duhul lui Dumnezeu și înțelepciunea care vine de sus, că asta de jos e drăcească și firească și păcătoască și lumească, înțelepciunea care vine de sus este alta. Să spunem gloria lui Dumnezeu. Aia să vină în băieții voștri, în fetele voastre, în viețile voastre și în viețile noastre. Când vrei să vindecă Dumnezeu amărăciunea, Moise se roagă, Doamne Dumnezeule, fă ceva. Pentru a câte oară eu ca predicator și noi ca și slujitori suntem șocați de Dumnezeu. Cred că Moise, cum tot s-o plimbat pe acolo, pe lângă Mara, să găsească o soluție în timp ce ăștia atât criticau, cred că s-au împiedicat de vreo 2-3 ori de lemnul ăla. Ce-i cu lemnul ăsta aici? Dumnezeu câteodată are simțul umorului și nu te las că te-ai împiedicat de el că ăsta să fie soluția peste o oră. Nu vă tot uitați așa unde e soluția, că soluția e tot timpul foarte aproape de voi, foarte aproape de mine, tot timpul ne împiedicăm de ea, dar niciodată n-am realizat că Dumnezeu tot timpul face minuni prin momente și lucruri aproape banale din punct de vedere omenesc. Știți ce ciudat suntem noi? Că noi nu vrem lucruri și acțiuni banale, cum e o seară simplă. Bă, poate Dumnezeu să facă minune prin seara asta, e ca un lemn în care te piedici miercuri seara. Ce poate să facă Dumnezeu aici? Păi Dumnezeu nu-i plac spectacole, asta e. Dumnezeu lucrează prin anonim de foarte multe ori, prin persoane la care nu te aștepți. Ascultă-mă ce spun în seara asta. Dumnezeu poate să vindece casa ta prin copilul tău. Te împiedici pe acolo, băi, și copilul mai te baga în față. Și el îți spune, tati, cred că ar trebui să mergem la biserică. Știți că băiatul nostru, David, o să dea asta? Și tati, dar nu-i joi azi. Am luat și eu joi o pauză. Și gata. Și dar nu mergem la biserică. Și bă, lemnul ăsta nu-l vezi. Tot timpul am venit să vine Sfântul Patriarh, nu știu care să facă. Așa a fost și Naaman de șocat, că asta e gândire omenească. Bă, dar noi ne suntem oameni duhovnicești. Este un om în vârstă, zice 1-3, vorbe, o rugăciune. El e soluția lui Dumnezeu pentru seara aia să vindece inima ta și adunare. La ieșire în hol, te strânge una de mine și Dumnezeu ne-a spus să te binecuvântezi. Și Dumnezeu te vindecă pe loc. Să spuneți împreună cu noi amin. Și toată ziua am mai bătut de el. Dar nu-i treaba ta asta. Că dacă îl întreb, dita mai pe Moise, nu pe noi, frate Viorel. Și bă, frați păstori, cum vindecă Dumnezeu lumea asta complicată și familia aia și aia și aia? Și eu zic, mă întrebați pe mine, eu zic, apar n-am cum rezolvă Dumnezeu ecuația din vremea asta care o văd foarte tulbure și că merg la vale. Să se îngrijorați și cer de la Dumnezeu o reformă, să se întâmple ceva. Nu merge lucrurile spre bine și degeaba mă întrebați, bă, nu știu. Toată lumea face strategii, citesc cărți, le deschid, mă plictisesc după 10 pagini și zic, bă, da, aia au făcut în America, nu funcționează în România, mă întâlnesc cu alți colegi, zice, am luat formatul ăla, pun aici, bă, căutăm lemne, căutăm lideri, căutăm miracole, căutăm vorbe foarte puternici și întrebăm, Moise, cum să vindece Mara? Zice, nu știu. Și Dumnezeu, eu știu. Și vezi lemnul ăla, ce-i cu el? Ia-l și aruncă-l în apă. Iisus Hristos este Domnul. Ia lemnul și aluncă-l în apă. Bă, și ți și jenă câteodată. Te cred toți din biserică să ridici pe fix acum când trebuie să fii inteligent, deștept, să rupi internetul, să iei cuvintele, să le bași pe aici, să le scoși dincolo, altfel, aurite. Că acum o zis unul, bă, atâta psihologie m-a învârtit de cap, zice, te dau la un examen intru, zice. Pentru că am transformat și predicile în biserici, nu știu în ce le-am transformat. Dar noi trebuie să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze, aleluia. Noi trebuie să lăsăm pe Domnul, mereu câte un lemn, câte un vrească aici. Dar puterea nu este nici în liderul Moise, nici în Aron, nici în aia, nici în lemn. Puterea este în ascultare de Dumnezeu și în cuvântul Lui, să spunem amin. Eu am crezut că vine El însumi afară și ne pupăm și ne îmbrățișăm. El prorocul și eu Naaman cu generalii și să pleacă ca la regina Angliei și așa mai departe ca și în monarhie și facem un protocol înainte și îl semnăm. După aia și venim autoritățile să vină toți să ia cuvântul să spună și ne pregătim pentru o minune de vindecare de lepră. Și zice, du-te mă, spune să se scalde. Că Dumnezeu pare banal, de-aia nu-i place spectacole, nu-i place astea. Cum am început noi să ne placă spectacole, cum le-am regizăm noi, cum le inventăm noi. Bă, dar vă spun ceva, frate și soră, dar nici minuni nu se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Nimic. Ne punem, poftiți, frate, așa, poftiți, soră, haideți, ne aplaudăm, mâna, protocoale, peste protocoale, nici o minune. Dumnezeu e ciudat, nu știu dacă vi mai drag de El. Vi drag de El? Vi drag de El? Vi drag de Dumnezeu ăsta care zice, bă, lemnul. Și vai de mine, asta e șecul astăzi. Ce faci? Cred că noi suntem românii foarte smart când nu trebuie. Și cred că Moise a luat-o pe ulei. Cu lemnul în mână. Și vai și Moise cu lemnul. Și Dumnezeu mi-a zis să le iau în mână. Sfântul, ce să le iei? Și îl arunc în apă. Și ce se întâmplă? Să vindec apele. Ferească Dumnezeu. Nu te bag de 7 ori în Iordan. Bă, până și ăștia de lângă el, tu te fău acum, asta e. Bă, e praf Iisus, îl unde cu tină pe ochi. Pe ăla îl trimite la scăldătoare, pe ăla îl mână dincolo. Asta, bă, lumea asta lui Dumnezeu din Vechiul Testament și din Nou, bă, aproape că nu mai înțeleg. Bă, nu mai pot să o înțeleg. Dar asta este că noi nu trebuie să înțelegem nimic. Noi trebuie să credem în puterea lui Dumnezeu. Iisus Hristos este prezent în adunare. Duhul lui Dumnezeu în adunare. Când e vezi cu lemnul și s-o zăpăci de cap. Lasă-ne zăpăcim, că normal am fost destui. Atât de normal suntem că nu mai putem să ne salvăm nici copiii, nici familia, aproape nimic. Se duc frumoții noștri, se prăbușesc, apele din ce în ce mai amare. Ele sunt mari, sunt frumoase, sunt bietoare când leguștii sunt amare. Trebuie cineva să le vindece. Și zice, băi, Moise, care e dita mai omul care o vorbi cu Dumnezeu pe munte, la rugul aprins, o descălțat, o trăi niște minuni fantastic cu Dumnezeu. Dacă El nu-i soluția ca să pune foarte mare preț pe liter, dacă nu există El, bă, nu se poate altceva. Și Moise cidează și n-am nicio idee. Și Dumnezeu zice, las ca oameni una, lemnul. Aruncă lemnul în apă, nu fac nicio spiritualizare că lemnul e crucea, că de astea, că nici nu ies prost, că le-am auzit eu când eram copil. Adică cum să zici lemnul, că dar lemnul crucii nu vindecă pe nimeni. L-o las Simon din Cirena, era nervos cu crucea în spate. Sunt destui cu religia în spate nervoși, dar vreau să spun ceva, lemnul și asta n-are nicio. Puterea este în porunca lui Dumnezeu și în ascultarea noastră. Amin. Așa că există soluții în seara asta la care nu vă gândiți, prin care Dumnezeu va aduce vindecare în apele amărăciunii tale. Iisus Hristos este prezent aici în adunare. Haideți să stăm ridicați, invit cântăreții aici, haideți să cântăm, să chemăm puterea și îndurarea lui Dumnezeu peste noi și peste seara aceasta. Și Dumnezeu să dea biruință și Dumnezeu să dea izbăvire și numele Lui să se proslăvească în adunare. Și cei care simțiți amărăciunea că s-a încuibărit în mintea și în inima voastră și în casa voastră, după această cântare o să vă chem la o rugăciune, la o chemare și cei care aveți nevoie de vindecare, Dumnezeu este aici, lemnul nu știu cine este, dar știu că Dumnezeu este prezent aici și Dumnezeu va asculta pe cineva și va vindeca apele din viața ta și din casa ta și inima ta și sentimentele tale și trăirea ta și relațiile tale vor fi vindecate pentru că El este Domnul care vindecă. Amin. Să stăm în Duhul.